Bobby, felicitări! Țin mâini trofeul pentru jucătorul lunii iunie. Cum te simți? Mă simt foarte bine, sunt foarte mulțumit pentru echipul meu, asta e pentru ei și da, sunt foarte fericit, nu pot să zic altceva. Vă țineți tare în clasament, sunteți pe loc de baraj de promovare, bănuiesc că ăsta e obiectivul echipei. Da, vrem să promovăm Liga 2 și asta e obiectivul nostru și acum suntem bine, eu cred, și vrem să câștigăm mai mult ce poatem și da. Ai o poveste foarte interesantă, spune-ne un pic, te rog frumos, așa pe scurt, de unde ai plecat din orașul natal, pe unde ai fost și cum ai ajuns în România? Am născut în Bulgaria și după un an am mers în America și după facultatea acolo am mers aici în Europa, în Olanda, am jucat și în Spania și puțin în Bulgaria și după asta am făcut facultate în Olanda și am cunoscut cu prietena mea acum și ea e de România și pentru asta sunt acum în România, în București și mă simt foarte bine aici. Cum îți place experiența de la Victory Cup? Mi se place mai mult. Toată săptămâna asta e pentru mine ceva ce îmi plac mai mult și e foarte bine acum cu asta turnee. Spune-mi, ce jucător preferat ai din fotbalul mondial? Ronaldo, clar, da, e mai bine de tot pentru mine. Și echipa cu care ții? În România? În România, Dinamo, doar Dinamo. Da, și în Anglia, Manchester United. Și din Bulgaria, niciuna? În Bulgaria, Botev Plovdiv, da, eu sunt de acolo și da. Ce faceți, promovați? Bineînțeles, da, promovăm. Suntem o echipă foarte bună, foarte cu jucători foarte buni și cred că da, cred că promovăm. Și acum un premiu surpriză, pe lângă acest trofeu, ca jucător al lunii, partenerul nostru VIP Business Voyage te primează cu un sejur pentru două persoane la munte. Bănuiesc că nu mai e cazul să te întrebi pe cine inviți. Bineînțeles, cu prietena mea, cred că ea este foarte fericit și ea pentru asta, da. Îi mulțumesc frumos pentru asta. Zici noi. Da.